reprezentanții Direcției Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Olt nu au emis nicio autorizație de funcționare, fie și temporar, pentru vreunul dintre târgurile săptămânale din județ. Din acest motiv, în aceste locații nu se pot comercializa păsări și animale. Pe lângă faptul că trebuie să fie împrejmuit, alimentat cu apă, canalizare, sectorizare, iluminat, mai trebuie să aibă și contract cu un medic veterinar care trebuie să gestioneze baza de date cu privire la vânzarea și cumpărarea animalelor. Ca să vă dau și un exemplu, cetățeanul când a venit cu animalul în târg trebuie să aibă asupra sa certificat sanitar veterinar, formular de mișcare sau pentru bovine pașaportul. Cumpărătorul la ieșirea din târg trece pe la medicul veterinar al târgului ca să poată să-i opereze în baza de date. Este și cazul târgului de săptămână de la Osica de Sus, cel mai mare din județ. Pentru că autoritățile locale, de teama amenzii, nu permit accesul în târg, comerțul cu păsări și animale a înflorit la intrare, acolo unde fiecare vinde ce vietate îi prisosește prin gospodărie. Cei mai numeroși sunt comercianții de porci, că doar se apropie Crăciunul. Cum vi se pare că merge piața? Prost. Sunt porci mulți și nu se caută. Doamna, am 4 și am dat 1. Ați dat 1? Da, 1. Cu cât kilogramul? Cum te înțelegi? 80, 85, așa merge, da. Am vândut vreo 20, n-am vândut mulți. Dacă vânzătorii de păsări și animale respectă decizia autorităților de a nu le comercializa în târg, nu la fel stau lucrurile când vine vorba de vânzătorii de carne. Și merge vânzarea? Nu prea merge. Nu vreți să vezi că nu prea merge. Dacă stă agățată, mai merge? N-a reușit nimica. Nimica n-a reușit. Cât o oaie. Emiterea autorizației sanitar-veterinare de funcționare pentru un târg presupune realizarea de către primării a unor investiții, dar și asigurarea pe toată durata funcționării acestuia a prezenței unui medic de specialitate. Ultimul târg care a fost închis comerțului cu păsări și animale a fost cel de la Caracal, a cărui autorizație sanitar-veterinară a expirat anul trecut și nu a mai fost reînnoită.